Haideți să deschidem la pagina 874 și din cartea Osea citim capitolul 2, selectiv, și anume versetul 1, și de la versetul 14 în jos. Deci, pagina 874. Ziceți fraților voștri, a adică poporul meu. Și surorilor voastre, ruhama cea îndurată. Versetul 14. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși vile și valea acor, eu voi preface într-o ușă de nădejde, și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice, bărbatul meu, și nu vei mai zice, stăpânul meu. Voi scoate din gura ei numele balilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei în legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târtoarele pământului. Voi sfârma din țară arcul, sabia și orice altă de război. Și voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. În ziua aceea voi asculta zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul mustul și un de lemnul și acestea vor asculta pe Israel. Îmi voi sădi pe lor ruhama în țară și voi da îndurare. Voi zice lui Lo Ami, tu ești poporul meu și el va răspunde, Dumnezeul meu. Amin. Vă rog să luați locuri. Fraților și surori, în cartea aceasta frumoasă, a Vechiului Testament și anume Osea, am început cu niște telegrame, așa le-am numit, telegrame de sus, de la Tatăl Luminilor. Și data trecută am vorbit despre telegrama înstrăinării. Dumnezeu trimitea pe pământ, prin prorocul Osea, o telegramă a înstrăinării de el. Ori Dumnezeu nu rămâne doar la atât să-i spun omului, ești rău, ești păcătos și am terminat cu tine. Dumnezeu merge mai departe și trimite poporului său, poporului iubit, o telegramă a apropierii de el. Și aici este speranța și bucuria fiecăruia dintre noi. Fraților și surori, versetul 1 din capitolul 2 și chiar înainte, de la versetul 9, parcă vedem aici o, 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 durere care pulsează în inima lui Dumnezeu. Parcă pe Dumnezeu, nu știu, l-a limitat cumva cuvintele care le-a rostit în versetul 9 și l-a durut așa de tare că a trebuit să vorbească așa ceva, încât imediat după versetul 9 din capitolul 1, în versetul 10 trebuie să reabiliteze cumva situația dintre el și poporul său. Pentru că în versetul 9 spune, auzi, ți s-a născut un copil, da, pune-i numele Loami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. În altă traducere, eu nu exist pentru voi. Era o realitate, că ei mergeau după bal. Dar în versetul 10, imediat Dumnezeu revine asupra acestei situații și spune, totuși, numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici măsura, nici număra. Și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice copiii Dumnezeului celui viu, slăvit să fie Domnul. Deja aici găsim o puternică bucurie pentru noi, o nădejde, o încurajare din partea lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel va prelua acest text și îl va prelucra în epistola sa către Romani și va spune: Uite, despre noi este vorba, despre biserică. Dacă Dumnezeu a refuzat și a respins pe poporul său, pe Israel, iată că Dumnezeu are un nou Israel și acela suntem noi, suntem Biserica lui Dumnezeu, formați din cei doi din cei de aproape și din cei de departe, din evrei și din neamuri. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mare încurajare avem noi aici în cuvântul Domnului, fraților și surori, și aici găsim istoria experiențelor miresei lui Hristos, a fiecăruia dintre noi. Experiența înstrăinării de Dumnezeu prin păcat, prin Adam, prin păcatul strămoșesc și apoi prin păcatul personal. Și apoi experiența apropierii de Dumnezeu. Dar apropierea aceasta nu se poate face oricum, fraților și surori. Și Dumnezeu, în chip profetic, avea în vedere vremea în care Hristos avea să coboare pe pământ și să suie păcatele noastre pe cruce. Pentru că haideți să ne uităm puțin în Efeseni, în capitolul 2, cu versetul 13, ce, dacă se poate afișa. E foarte important să înțelegem lucrul acesta dar acum în Hristos Iisus, spune aici. Voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Deci este această temă a apropierii, o temă importantă din Vechiul, dar și din Noul Testament. În Evrei, în capitolul 4, cu versetul 16, aceeași temă a apropierii. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, spune aici. Fraților și surori, eu îmi dau seama că această temă a apropierii îl privește atât pe Dumnezeu, de care noi ne-am depărtat, și atât pe noi, în același timp pe noi. Dumnezeu se apropie de noi prin Hristos, prin jertfă, prin Golgota, prin cruce. Noi ne apropiem de Dumnezeu prin pocăință, fraților și surori, prin pocăință. Oriceea ce aș vrea să surprindem împreună în dimineața aceasta, sunt șapte motive ale apropierii lui Dumnezeu de noi și nu neapărat apărat este o altă temă, tema pocăinței, apropierea noastră de Dumnezeu, este o altă temă, la ceea vom reveni pe parcurs. Dar din cele șapte motive eu am extras trei. Pentru că vreau să zăbovim asupra lor, asupra versetelor biblice și să înțelegem ce Dumnezeu vrea să facă în dreptul nostru și cum El se apropie de fiecare dintre noi. Mai întâi, doar vreau să le punctez, să le amintesc cele șapte și mă opresc la primele trei. Mai întâi, Dumnezeu se apropie de noi la nivelul cuvântului său sau a cuvintelor sale. Dar cuvintele lui Dumnezeu nu sunt ca ale omului. Dumnezeu nu este schimbător. Dumnezeu este da și amin. Nici o virgulă, spune Biblia, nu trece. Poate să treacă cerul și pământul, dar o virgulă, o iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu poate să treacă pentru că a fost rostită de Dumnezeu, laudă lui. Așa că, fraților și surori, avem o puternică nădejde aici în textul nostru. Haideți să ne uităm cum se apropie Dumnezeu la nivelul cuvântului de fiecare dintre noi. Și știți ce am observat, foarte interesant. Sunt șapte motive ale apropierii de Dumnezeu aici în Nosea în capitolul 2 și sunt șapte strigăte pe cruce ale lui Hristos. Și ar avea corespondență fiecare din cele șapte strigăte ale lui Hristos cu cele șapte motive ale apropierii lui Dumnezeu de noi. Foarte interesant. Primul motiv al apropierii lui Dumnezeu de noi, spuneam, este la nivelul cuvântului său. Haideți să recitim versetul 1 din capitolul 2. Ziceți, fraților voștri, ziceți, ziceți. În capitolul 1 cu 10, iarăși spune Domnul, de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice, copiii Dumnezeului celui viu, ziceți, la nivelul zicerii. Versetul 21 din capitolul 2, Osea. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, ele vor asculta pământul, pământul grâul, mustul și unde lemnul și acestea vor asculta pe Israel. Îmi voi sădi pe lor Hama și voi da îndurare. Voi zice, spune Domnului Iloami, tu ești poporul meu și el va răspunde Dumnezeul meu. Spuneam data trecută că Există în capitolul 1 niște triunghiuri ale îndepărtării, ale înstrăinării de Dumnezeu, de care suntem vinovați fiecare dintre noi, nu numai evrei. Era acel triunghi al mândriei, al mândriei. Acei regi, în timpul cărora uh, Osea începe să prorocească, Ozia, Iotam, Ahaz, dintr-o mândrie personală se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. De ce să nu recunoaștem că și noi în Adam am moștenit o mândrie personală fiecare dintre noi fraților și surori. Gândiți-vă în momentul când Eva se uită la pomul oprit și vede că este de dorit să-i dea înțelepciune omului și să lumineze mintea. Ce credeți că a încolțit în inima ei decât mândria? Este un păcat de care suntem vinovați fiecare dintre noi. L-am moștenit de la Adam, l-am alimentat cu păcatele noastre și poporul lui Dumnezeu atunci era vinovat de mândrie, apoi vinovat de imoralitate. Dumnezeu privea idolatria ca pe imoralitate și de multe ori noi suntem loviți de flagelul acesta în inimile noastre și apoi ei erau loviți și de ură, de ură. Era ură la nivel de familie, era la nivel de națiune. Diavolul a lovit puternic cu un duh rău de răzvrătire. De ce să nu recunoaștem că și astăzi diavolul lovește în familii prin răzvrătirea copiilor împotriva părinților, prin ura care o pune între soț și soție ca să nu se mai suporte. Eram odată într o împrejurare undeva într o familie și am încercat să remediez situația din acea familie, țineam și la soț și la soție, erau prieteni ai noștri și am încercat din toate puterile să remediem problemele dintre ei. Am sunat înaintea Domnului la o soră cu care colaboram, o soră în vârstă și ea a avut o descoperire fără să-i spună nimeni nimic despre situație. Frate, zice, în familia aceea am văzut că Domnul a așezat o vază cu flori. Florile se numeau florile iubirii. A venit diavolul și a început una câte una să smulgă din vaza aceea florile iubirii. Și imediat ce scotea o floare a iubirii, punea în locul ei floarea urii. Și zice, abia dacă au mai rămas câteva din vechile flori care ei le-au avut la căsătorie, în ziua cununiei lor. Și diavolul vroia tot, tot, tot să scoată de acolo. Și familia aceea a ajuns din rău în mai rău. Pentru că în momentul în care am încercat și am zis, sorei, ai un soț extraordinar, s-a supărat așa de rău pe mine, așa de rău, că a zis că și eu usca el, și eu usca, și gata, s-a terminat povestea. Și ei au mers tot din rău în mai rău, pentru că diavolul a venit și a plantat florile urii între ei. Uite, diavolul acesta vine și de multe ori. Plantează florile urii în familie. Și spuneam, sunt cele trei triunghiuri extrase din capitolul 1 din Osea: mândrie, imoralitate și ură. Și Domnul vrea să le anuleze acestea. Cum le anulezi, Doamne? Păi prin Isus Hristos, zice Domnul. Și cum faci lucrul acesta? Uite, am șapte motive ale apropierii mele de om, zice Domnul. Primul este la nivelul cuvântului meu. Și amintiți-vă în Luca 23 cu 34, la nivelul cuvântului lui Dumnezeu, cea mai minunată rugă de mijlocire pe care a putut-o rosti un om vreodată a fost aceasta. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. La nivelul cuvântului său, Dumnezeu a venit în dreptul omului și a rostit cel mai minunat cuvânt de la înălțimea crucii. În timp ce alții, spun istoricii romani, alți răstigniți, ca să nu înjure, să nu blastăme, erau prinși, ținuți bine înainte de răstignire și le se prindea limba cu un cui de cerul gurii, ca să nu strige, ca să nu înjure, ca să nu blastăme. La Hristos nimeni n-a trebuit să-i prindă limba de cerul gurii. L-au răstignit și de la înălțimea crucii, în loc să rostească blesteme, el spune, Tată, iartă-i că -și nu știu ce fac. Fraților și surori, în această neștiință a noastră a fost salvarea noastră. Îngerii căzuți au știut ce fac în momentul când diavolul s-a dus pe muntele miază noaptei și a sădit în inimile îngerilor, a treia parte din stelele cerurilor, o vede Ioan trasă de pe cer și a fost a treia parte din mulțimea îngerilor trasă de către Lucifer de partea răului. Ei au știut clar ce fac. Au știut cine e Dumnezeu, cine e Hristos, ce înseamnă jertfă, ce înseamnă cer, ce înseamnă supunere, toate le-au știut. Dar, în momentul în care diavolul s-a dus și le-a spus: Vreau să mă răzvrătesc, s-au răzvrătit și ei, au știut ce fac, au căzut, și pentru ei nu mai este nici o speranță. Am întâlnit într-o zi pe un frate care se ruga pentru cazuri speciale, demonizat și așa mai departe. Și mi-a zis că într-o noapte a avut un vis. Și spunea el că vedea în visul lui cum pe calea turzii în sus. Mergea un șarpe foarte mare, și în urma lui un alt șarpe. Spunea el, am ieșit în calea celui de-al doilea și am început să lovesc. Aveam o armă în mână, și în timp ce loveam al doilea șarpe, care zicea era la un diametru mare, cât un stâlp de telegraf, așa era de mare, zice a început să vorbească cu voce omenească în visul meu. Și îmi spunea așa. Pentru voi cea mai mare binecuvântare este că-l aveți pe Isus în ceruri care mijlocește pentru voi. Dar pentru noi, demonii, orice speranță este pierdută. Uite cum se luptă armatele diavolului cu credincioșii. Uite cât este de disperat diavolul, pentru el nu mai este nicio speranță. Ei au știut ce fac și totuși au căzut. Noi n-am știut ce facem. N-am știut că prin pătatele noastre îl răstignim pe Hristos. Și aici e salvarea noastră. Hristos stă între cer și pământ și spune: "Tată, iartă-i că nu știu ce fac." Dacă n-ai știut ce faci, spune Biblia prin apostolul Pavel, Dumnezeu nu, nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum oamenilor de în ce să facă? Să se pocăiască! Doamne ajută-ne să ne pocăim în fiecare zi! Uite, este la nivelul Cuvântului lui Dumnezeu, un motiv puternic al apropierii. Domnul vorbește, și aici, toată cartea lui Osea este un puls, o pulsație a inimii lui Dumnezeu care vorbește. Nu poate să tacă, fraților și surori. Avem un text frumos în Cefamia, în care spune, în traducerea noastră că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, cu mare veselie, va tăcea, spune în cartea noastră, în, în dragostea lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine. Dar am citit în alte traduceri și zice acolo, în dragostea lui va cânta, va cânta. Una este să taci și alta este să-ți dea ghes din inima ta cuvintele și să nu mai poți de bucurie și să începi ca Dumnezeu să cânt, să dai pe din afară și să vorbești și să apară prorocii și să spună așa vorbește Domnul și să vină psalmistul și să-ți aducă cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu. Este alt lucru ăsta. Eram într-o zi cu un frate în misiune și ne povestea el Aveau anumite probleme în familie, situații destul de grele și au început să cânte. Și cânta, și cânta, și cânta prin, cur, uh, prin curte, prin casă. Și nevasta le măi omule, la ce cu tine? Tu nevastă, zice. Știi cum mă eu? Așa cum scrie acolo în Psalm în psalmul 45, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Tu când pui oala pe foc, clocotește și sare capacul. Și mie mi-a sărit capacul din dragoste de Dumnezeu. Nu mai pot, nu mai pot. Și lăuda pe Dumnezeu, și lăuda pe Dumnezeu. Acesta este omul pe care îl iubește Dumnezeu. Omul care interceptează nivelul cuvântului lui Dumnezeu. Vede că Dumnezeu are o dragoste, are o iubire, are un cuvânt, are ceva ce vrea să-i spun. Și chiar dacă nu înțelege ce vrea să-i spună Dumnezeu, măcar face ca și Sfântul Laurențiu, care prin secolul 17 se uita spre cer de multe ori, făcea gesturi către Dumnezeu și spunea Te iubesc, te iubesc, te iubesc! Și spunea Dumnezeu le din dragoste pentru tine, am omleta asta mică în tigaie. El era călugăr și la mănăstire l-au angajat ca bucătar, că n-avea studii. Atunci călugării erau oameni cu studii. Dar asta n-avea studii. di și într-o toamnă i-a vorbit Dumnezeu să se pocăiască. Prin ce anume? A văzut un copac desfrunzit și o a zis Duhul Sfânt, zice, vezi, așa e viața ta fără Hristos. Dar Hristos e soarele neprihănirii, vine primăvara, o să înfrunzească totul și atunci copacul vieții tale o să primească viață. Soarele neprihănirii tale este Hristos, întâlnește-te cu El și o să ai o primăvară veșnică. Și-a înțeles omul ăsta. Și s-a dus la mănăstire în secolul acesta nu era decât acolo locul unde el putea întâlni pe Dumnezeu, l-au angajat la bucătărie și spunea el așa, din dragoste pentru Dumnezeu fac totul, ridic un pai de jos, fac curățenie, întorc omleta în și sunt fericit, mai fericit decât un rege. Și când ieșea în curtea mănăstirii, se uita la cer. Vezi, ești pe aici, unde ești, te iubesc, te iubesc. Uite, asta ar trebui să facem fiecare dintre noi. Fraților și surori, triunghi al idolatriei, mândrie, imoralitate, ură și alte 777 de, depăcate care le-a aruncat diavolul în lumea asta. Și totuși Dumnezeu a zis, vreau să mă complic cu tine, vreau să mă cobor pe pământ și să-ți dau îndurare. Pentru că aici apare așa de frumos triunghiul îndurării, triunghiul apropierii de Dumnezeu. Păi Osea i-ai dat nume la un copil Israel. Și Israel înseamnă, în traducerea aia negativă, cel pe care îl împrăștie Dumnezeu, îl aruncă de la fața lui și îl împrăștie. I-ai dat numele la celălalt copil, Lo-Ami, nu-i poporul meu, dă la o pardică, nu-i. I-ai dat fetei tale numele lor, hama nu mai vreau să-i dau îndurare, nu vreau să mai am milă de ea. Și totuși zice Domnul, eu vreau să fac următorul lucru, versetul 11 din 1. Copilul lui Iuda și al lui Israel se strâng la un loc, nu mai sunt împrăștiați. Și își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară. Căci mare va fi ziua lui Israel. Nu mai e împrăștiat Israel, ci este cel pe care îl sădește Dumnezeu. Extraordinar! Și pe lângă asta, versetul 1 din 2, ziceți fraților voștri, amii, poporul meu, zice Domnul. Și ziceți surorilor voastre ruhama cea îndurată. Vreau să vă dau îndurare, zice Domnul. Fraților și surori, aici este pulsul inimii lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Nu merită să lăudăm pe astfel de Dumnezeu? Al doilea motiv al apropierii lui Dumnezeu de noi este la nivelul faptelor. El are cuvânt, dar are și faptă, slăvit să fie numele. Așa cum spunea John Bunyan, Omul acesta care a scris călătoria Pelerinului, călătoria creștinului, cum o știm noi, a luat Vechiul Testament și l-a căutat pe Dumnezeu peste tot. Și până și în Templu, și în cortul întâlnirii, l-a găsit pe Domnul. Și zice, măi fraților, spunea, scria el, acolo în îmbrăcămintea marelui preot, zice Dumnezeu a spus așa, să pui clopoței. Da, zice, unul să fie o frunză și altul să fie o rodie. Și iar o frunză și iar o rodie. Și tot așa. Și zice, știți ce cere Dumnezeu de la noi? Dacă pui o frunză, un clopoțel sub formă de frunză, sună, e o vorbă. Dar imediat trebuie să fie și fapta, că asta e roada noastră, fapta. Amintiți-vă ce spune acolo de faptele neprihănite ale sfinților. Și spune el o vorbă, fapta, o vorbă, fapta. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Și aici îl avem pe Dumnezeu care spune, ziceți fraților voștri că veți fi poporul meu, că veți fi cei îndurați, că veți fi cei sădiți, dar eu, zice Domnul, vreau să trec la fapte. Și în capitolul 2 cu 6 din Osea, fapta lui Dumnezeu, îi voi astupa drumul cu spin. Îl voi astupa cu un zid ca să nu-și mai afle cărările. Fraților și surori, iarăi e interesant versetul ăsta 6, pentru că noi facem multe prostii, fiindcă avem multe posibilități. Da, cei de demult nu făceau atâtea că n-aveau atâtea. De exemplu, Iona n-ar fi putut să fugă la Tars dacă n-avea bani de bilet. Deci eu nu m-aș fi dus la cinematograf acum vreo 12 ani dacă nu aveam bani de bilet. Da. M-am dus, domnul m-a prins imediat cu radarul lui și mi-a zis ceva și n-am mai mers. Am terminat-o. Dar, uite ce spune aici domnul. Ca să o aduc acolo unde trebuie, toate cărările alea murdare, eu trebuie să îi le astup. Și am întâlnit persoane care au trebuit să vină la Dumnezeu forțate de mâna lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat într-o turmă cu un cioban, a trecut cineva pe acolo, ciobanul părea foarte deștept, descurcăreț, dar la un moment dat o oaie care a vrut să fugă, a fost prinsă, lovită și ciobanul i-a rupt un picior. Imediat călătorul zis, măi omule, ești cam nemilos, mă, dar ce se întâmplă? Zice, auzi, oaia asta este oaia problema a turmei. Ea fuge prin alte părți, rătăcește, de multe ori atrage lupii către turmă. Și acum prin uh, operațiunea asta mi-am fost forțat să o lovesc ca să stea aproape de păstor. Imediat după aceea oaia mergea în urma păstorului plângând și îl urma pe păstor în toate locurile pe unde mergea. De multe ori Domnul face așa și cu noi, fraților și surori. Era un frate la spital odată internat și în mâna stângă avea Biblia, în mâna dreaptă harfa de cântări. Citeam Biblie, cânta o cântare, citeam Biblie, cânta o cântare. S-a apropiat cineva de el și a zis, ce faci? Recuperez, ce recuperez. Atunci când am fost sănătos, m-am dus pe toate coclaurile să fac de ale mele. Acum recuperez ce n-am făcut pentru Domnul. Zice, câtă vreme am umblat pe picioarele mele pe pământul celor vii, m-am uitat numai la pământ. Acum stau pe un pat de spital și mă uit numai la cer și zic, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă. Așa se întâmplă de multe ori. Dumnezeu trece la faptă. Și când se mânie și se supără Dumnezeu, atunci, Doamne, ai milă de noi. Amin? Uite ce spune, îi voi astupa, dar Domnul nu rămâne numai la atât, de la versetul 14. Iată o voi ademeni, o voi duce în pustie, îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși vile și atenție, iarăși e o minunăție a caracterului lui Dumnezeu. Valea Acor, o voi preface într-o ușă de nădejde. Extraordinar, domnule, ce nu-l putem înțelege pe Dumnezeu. Știți ce era această Valea Acor? Dacă citim în Iosua, în, în, în cartea lui Dumnezeu sfânt, în capitolul 7, Acan a păcătuit, a fost dus de popor în Valea Acor și omorât cu pietre. O movilă mare, mare de pietre peste Acan și de la numele Acan primește valea asta numele Acor, adică tulburare, tulburare, valea tulburării. Domnul știți ce zice aici, cu alte cuvinte? Pentru că este vorba de căsătoria simbolică a lui Dumnezeu cu un popor imoral, așa cum era căsătorit Osea cu o femeie stricată, singurul caz din istoria creștinismului, fraților și surorilor. Dați-mi voie să vă spun. Femeia asta, fia lui Osea, fia lui Dumnezeu, poporul Israel, logodnica lui, dacă vreți, trebuia ucisă cu pietre. Trebuia dus în Valea Acor, ca și Acan altă dată, și ucisă cu pietre. Că și Acan s-a închinat la idol. Și idolii lui erau lăcomie, erau niște lucruri care le-a găsit el prin prada de război. Ori Domnul zice, nu, 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 nu fac așa. Eu, pe drumul spre Acor, pe drumul acela, eu vreau să fac ceva minunat vreau să-i transform interiorul acestei femei stricate, acestui popor murdar și imoral. Eu îl transform, îl schimb. Și când ajungem în Valea Acor, în Valea Tulburării, eu Valea aceasta vreau să o fac într-o ușă de nădejde, pentru că fiul meu va zice într-o zi, eu sunt ușa slăvit să fie Domnul. Asta e ușa noastră din nădejde. Trebuia să mergem în valea Acor, să fim uciși de bolovanii mâniei lui Dumnezeu, pe drum se apropie Hristos Domnul, ia locul nostru, este omorât de mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu zice pe tine te schimb, te transform și valea tulburării pentru tine va deveni o vale a unei uși spre slavă. Eu sunt ușa, a zis Hristos Domnul. Uite că Dumnezeu la nivelul faptelor sale se apropie de noi. Dar haideți să vedem și în experiența lui Isus de pe Golgota, în Luca 23 cu 43, cea mai mare faptă care a putut-o face cineva vreodată, fraților și surori. Era tâlharul acolo lângă Domnul și s-a uitat și a zis, Doamne, dacă, dacă vin în, în, în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Și uite ce faptă face Domnul. Adevărat îți spun că, astăzi vei fi cu mine în rai. Mare bunătate ai Dumnezeule și asta ai făcut-o cu fiecare dintre noi. Extraordinar! Pentru că versetul 16 din Osea 2, haideți să vedem și aici e o minune a textului, a cuvântului lui Dumnezeu. În ziua aceea zice Domnul, îmi vei zice, bărbatul meu și nu vei mai zice stăpânul meu. Adică cum e asta? Este un joc de cuvinte foarte interesant. Stăpânul meu se spunea Bali, Bali, așa spuneau ei în limba lor. Dar Domnul zice, nu vei mai spune Bali, că mă confunz cu Bal. În ziua aceea nu mai spui stăpân, nu, 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 eu nu vreau să fiu stăpân. Eu vreau să fiu soț, vreau în ziua aceea să fiu Iși, nu Bali, Iși, de la Iș, bărbat. Vreau să fiu bărbatul tău. Vreau să avem o apropiere, o cunoaștere personală. Vreau să avem ceva extraordinar. Și este al treilea element din cele care le-am amintit sau am amintit despre ele. În versetul 19. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire. Deja deci aici e la nivelul inimii lui Dumnezeu, neprihănirea. Al patrulea, judecata, tot la nivelul inimii Domnului. Pentru că l-a judecat pe fiul său: 5, bunătatea, 6, îndurarea, 7, credincioșia. Și așa spune Domnul: Îl vei cunoaște tu pe Domnul. La nivelul inimii mele, zice Domnul, la nivelul inimii mele vreau să-ți dezvălui toate bogățiile. Vreau să vezi că eu sunt neprihănire, că sunt judecată, că sunt bunătate, că sunt îndurare, că eu sunt credincios. Astea vreau să le vezi, că sunt iubire într-un cuvânt, zice Domnul. E mare lucru, fraților și surori. Și cea mai mare îndeplin minune îndeplinită de Hristos, Domnul pe cruce, în Luca 23 cu 46, se uită Hristos spre cer, acolo, spune Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Duhul meu e neprihănit, am venit pe pământ ca să cresc, să ridic spre cer niște oameni. Neprihăniți. Este al treilea element din textul nostru și anume la nivelul inimii, neprihănirea, spuneam, din versetul 19. Neprihănirea. Așa e de important să înțelegem lucrul acesta. Mai aminteam aici că cei trei pași sau cele trei tipuri ale căsătoriei pe care le desprindem din Cartea Osea ne vorbesc, în special cel de al treilea tip. Primul tip este căsătorie și atât. Capitolul 1 cu 2 din Osea. Dă-te Osea și ia o femeie, uite pe cutare. Și se căsătorește. Pasul 2, tipul 2 de căsătorie. Puțin mai bună. În capitolul 3 cu 1 zice Domnul, nu numai căsătorește-te, iubește-o. Căsătorie plus iubire. În primul caz, numai căsătorie. Asta nu știu cât ține. În al doilea caz, căsătorie plus iubire. Dar vezi că există un al treilea caz pe care Osea nu-l înțelegi. Acesta mă caracterizează pe mine. Trebuie și tu să fii la fel. Trebuie să fie o transformare. Nu o femeie stricată, nu o femeie murdară, nu un om murdar plin de toate păcatele. Un om transformat, schimbat. După ce el este schimbat și transformat, zice Domnul, Mă căsătoresc cu el, te voi logodi cu mine pentru tot totdeauna, spune Domnul. Și îl voi și iubi. În primul caz e numai căsătorie, în al doilea, căsătorie, iubești-o. Dar ea nu te va iubi. Va fi o iubire unilaterală, tu o vei iubi, ea nu. Dar în cazul trei, transformare, Dumnezeu căsătorește, o iubește și el îl iubește pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Este istoria fiecăruia dintre noi. Și aici are valabilitate ce spunea Sfântul Ieronim. Spunea el că un bărbat poate să transforme o fecioară în femeie. Dar Dumnezeu ia o femeie depravată și o transformă într-o fecioară. Asta e numai minunea lui Dumnezeu. Ia un om murdar, un om scăldat în toate patimile, viciile și în toate mizeriile lumii. Și Dumnezeu doar poate să vină și să spună așa, știi ceva? Te logodesc cu mine. Nu mă interesează câte păcate ai făcut. Te logodesc cu mine. De ce, Doamne? Te iubesc de aceea. Și din ziua în care te logodesc cu mine, nu vei mai fi cel împrăștiat în toate părțile și alungat din fața lui Dumnezeu, ci vei fi Israel, cel sădit de Dumnezeu. Te sădesc în grădina iubirii mele, în biserica mea. Nu vei mai fi loa mi, nu-i poporul meu, nu, 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 am și eu pe cineva acolo în Albini, îl cheamă Ana, îl cheamă Vasile, am un suflet pe care îl iubesc și el e sădit în grădina iubirii mele. Nu mai este loa mi, nu-i poporul meu, e poporul meu, e copilul meu, l-am sfințit și l-am răscumpărat pe cruce prin sângele meu. Și nu se va mai numi lor Hama fără îndurare, pentru că eu vreau să-i dau îndurare. Noi de multe ori nu înțelegem cuvântul îndurare, fraților și surori, dar să știți că îndurare este atunci când copilul tău vine mânjit din cap până în picioare cu noroi și în loc să-l bați, îi faci o baie frumoasă, îi dai niște haine curate și îi zici, nu copile, du-te iară la joacă, dar fii atent să nu te mai mânjești. Asta face Dumnezeu cu fiecare dintre noi slăvit să fie Domnul. Fraților și surori, din săracele mele cuvinte, haideți să rămânem cu atâta. Dumnezeu s-a apropiat de noi prin Hristos. Amin.